De ce își fac femeile injecții să-și mărească buzele? Pentru că, din păcate, încă nu s-au inventat niște injecții care să mărească creierul sau măcar respectul de sine. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Profesioniștii Sexului. Eu sunt Eugenia Vodă, gazda voastră, iar invitata mea din această seară este o adevărată profesionistă a sexului. Bineînțeles, este vorba despre nimeni alta decât Plasticina Made in China. Bună seara, Plasticina! Bună seara! Plasticina, spune-ne, te rog, cum ai început să practici această meserie? Cred că de când m-am născut am știut că am fost făcută pentru asta. De când am ieșit de pe ușa fabrici. Ba chiar dinainte, că era o fabrică până la urmă. Și mi-am dorit dintotdeauna să ajut un bărbat singur, trist și sărac. Și obsedat de buze inerte. Adică buze care nu se mișcă, nu? Da. Un scop nobil, aș putea să zic. Da, cu siguranță despre nobilitate este vorba. Și l-ai cunoscut? Da, l-am găsit până la urmă, Marian îl chema. Și cum a fost pentru prima dată când ai simțit buzele lui pe corpul tău? A fost o experiență, minunată, când mi-a atins ștuțul. Pur și simplu am simțit că mă umplu așa de fericire, de respirație cu aromă de vodcă. Am simțit brusc că plutesc. Minunat. Dar spune-mi, Plasticina, ai întâmpinat vreodată probleme? Nu, până de curând nu. Dar acum trec într-adevăr printr-o perioadă mai dificilă. Din ce cauză? Din cauza injecțiilor în buze. Te referi, bineînțeles, la injecțiile cu acid hialuronic, nu? De când au apărut injecțiile cu acid hialuronic, Maria nu prea mă mai scoate de sub pat. Și e trist. De ce? De ce se întâmplă asta? Pentru că acum poate avea parte de femeia adevărată cu buze care nu se mișcă. Te referi, bineînțeles, la buzele de la gură. Da, înainte eu cu surorile mele eram singurele femei de plastic cu buze care nu se mișcă. Dar acum au apărut unele reale, care sunt și mai proaste și mai ieftine. Mai ieftine decât voi, care sunteți made in China. Da, ieftine rău. Și faptul că au IQ-ul mai scăzut decât noi este un avantaj. Sunt mai ușor de satisfăcut. Plasticina, îmi pare nespus de rău să te văd atât de dezumflată. Asta e viața artificială. Dar spune-mi, Plasticina, nu găsești tu o soluție? Nu poți să faci și tu ceva? Cum ar fi să-ți umfli și tu buzele? Mă sparge întrebarea asta. De ce? Pentru că nu aș face niciodată așa ceva. Este mult sub demnitatea mea. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, iată povestea tristă a Plasticinei. O femeie adevărată într-o lume de cauciuc. Plasticina, îți mulțumim că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu. Dragii mei, rămâne să ne vedem data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Profesioniștii Sexului, numai pe Prima TV.